Bună seara, am revenit, dragi spectatori, la partea a doua a emisiunii noastre din această seară cu Lart. Și dacă în prima parte vorbeam de muzică și vorbeam cu tânăra generație, cu Ioana, în această seară ne-am gândit să mergem puțin în lumea picturii. Lumea picturii pentru că n-am apucat să stăm foarte mult de vorbă cu foarte mulți invitații în acest domeniu și m-am gândit că e momentul să facem acest lucru. Și vreau să-i spun bună seara invitatului meu și am să încep chiar așa. Bună seara, cine sunteți, de unde veniți și ce faceți? Da, numele meu este Paul Ciuciumiș, am un pseudonim Mecet, deruit sau sugerat de mentorul meu, Valeriu Pantazi, care trebuie să recunosc că în momentul de față îmi prinde foarte bine. Cum vă spuneam înainte de emisiune sau de acest interviu, nu sunt un maestru al discursului, dar oferindu-mi se prilejul, exersez. Asta e foarte important să la sfârșit, dacă sunt mulțumit sau nu sunt mulțumit. Da, eu sunt mulțumit că o experiență nouă și ăsta e un lucru. Poate că în anumit context leși o prietenie, așa dacă este. Ai puncte comune, cu siguranță, și orice revedere e, cu atât e de mai bun augur. Da, mai ales dacă este. Lași o amintire plăcută sau mai puțin plăcută, da. Cum a fost momentul în care v-ați dat seama că pictura este ceea ce... E, la mine, eu am lucrat 25 de ani într-un service. Partea cu pictura era cum deschizi tu o carte, citești un hobby așa, needucat, ca să zic așa. După 25 de ani de, pot să spun chin, nu pot să spun chin, după satisfacții materiale, că mai mult de asta mă duceam la service și faptul că mă achitam de acele obligații familiare, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva. Timpul trece și când nu ești pasionat de ceea ce faci, ai un mare gol în suflet. Am avut noroc și de un prieten care mi-a oferit o slujbă, deși i-am spus, măi Sorine, eu n-am legătură cu ce faci tu electronică. Paul, eu am nevoie de tine acolo, ca om de încredere. Bine, dacă zici tu așa. Și am stat ca om de încredere, sau mă rog, ca prieten, 5 ani de zile la el la firmă, până când mi-am dat seama că eu personal sunt o povară pentru el și nu poate să mai am. Și anime, Sorine, pare rău, te părăsesc. Încerc să fac și eu ceva, luând de exemplu de la tine, ceva pentru sufletul meu. Te parte cu gândul de a mă apuca de pictură. Nu am trecut niciodată prin cartea asta. Nu credeam că se poate trăi din așa ceva. Dar dacă îți face plăcere și conștient de valoare pe care o ai... E o problemă și asta nu este doar în cazul ăsta, vorbim în general. Sunt oameni care ajung la o anumită vârstă și realizează că ceea ce și-au dorit să facă pentru ei, pentru sufletul lui și pentru lucrul ăla care îl are el acolo undeva în interior, nu l-a făcut. Și ce se întâmplă? Descoperi că n-ai niciun rost în viață. Exact. Dar e grav. E foarte grav. Trebuie să... Vezi că eu cred în întâlnirile astea. Dar nimic nu-i întâmplător. Da, 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 da. Dacă nu-l întâlneam pe omul ăsta, pe domnul Valeriu Pantazi, nu mi se întâmplă acestea. Adică nu aveam încrederea sau forța sau confirmarea că puteți să că faceți. Că pot, da. Și de multe ori constat că oameni care m-am lucrat eu într-un domeniu 20-30 de ani, chiar și pictori, sunt veșnic nemulțumiți, nepuneți-vă și întrebarea de ce nu se întâmplă și lor ceva care să-i mulțumească. Sunt oameni care nu acceptă schimbare, oameni care... Care să mulțumesc cu confortul acela pe care... Nici măcar atât. Sunt oameni care nu iau pulsul, vibrația, cred că deține adevărul absolut sau poate că îi devine și școala care îi canalizează pe un anumit... fac parte din anumite curente, că am descoperit în tabele, curentiști, babiști, nu acceptă, se împart în tabere, sunt divizați. Da, și nu acceptă schimbarea. În loc acceptă... să fie subiectul comun, arta și se unească da, și, da. Mai ales că sunt în artă, sunt atâtea modalități de exprimare și diferite, încât e loc pentru toată lumea. Chiar trebuie să te bucuri că l-ai diferit de tine, știi? Că ocupi un da. Exact, că ocupi, tu ți ocupi parcela ta, el parcela lui și cu toate astea clădiști ceva exact, în artă. Exact, și arta trebuie să ne unească, să ne promovăm, cum să spune unul pe celălalt, da. Exact. Apropo de rost, dacă ai un rost în viață și nu te abazi de la drumul tău, îți urmezi obiectivul, ne lăsându-te influențat de ce se întâmplă în stânga, în dreapta, la sfârșit,
când, că vine și un sfârșit. Când trebuie să tragi linie. Da, dincolo de ce e dincolo, nimeni nu știe, dar cred că păstești ușurat, că n-ai trăit degeaba. Exact. Cred că pentru cei care își pun această întrebare, cred că e inevitabil la un anumit moment să îți dai seama că ai trăit degeaba, nu cred că e o povară mai mare pe care să o ai în spate dincolo de viața și asta. Apropo de ce spuneam mai devreme, în momentul în care ajungi, indiferent la ce vârstă, nu are importanță vârsta, să faci cu pasiune. Asta e cheia succesului. Exact, să faci cu pasiune ceea ce faci. Ba mai mult de atât. Și aici nu să trebuie să ne conștienți de valoare pe care o ai. Foarte valoare. Important. Ca să nu bați câmpii. Exact, să nu mai și să nu ne fie rușine când spunem că dacă mai faci cu pasiune, ești conștient de valoare și ești și plătit pentru ceea ce faci. Să știi că vin și astea treptate recunoscute și nu mai are satisfacția când cei de lângă tine n-au avut încredere și tu l-ai demonstrat. Știi? Exact. Da. Când toate astea se întâmplă, să pentru că până la urmă trebuie să recunoaștem, partea financiară trebuie să existe dacă atât cât e, dar trebuie să existe pentru că asta eu este... Eu am obsesia asta să mă achit de... Pentru că familia e o responsabilitate. Este. Să mă achit de chestiile lumea. Astea și pun mă... Nu exact. Ai nicio problemă. Exact. Adică sunt dacă liber. Le-ai pe toate astea, înseamnă că, până la urmă, apropo de ce spuneam mai devreme, poți să te consideri un om împlinit. Așa este. Cum a fost momentul de revelație? Când v-ați dat seama că pictura este într-adevăr ceea ce v-ați dorit interior să faceți. Vezi, și e un microb care s-a reactivat în școală. Eu țin minte 2 sau 3 profesori, dar de ce țin minte? Pentru că erau foarte severi. Atunci îi vedeam foarte severi. Acum îi văd adevărat profesioniști. Pot să dau un exemplu, doamna Spulber, doamna de franceză. Eu am fost la o școală, la o clasă de matematică experimentală și... Când școala 51 s-a mutat în locul ei, fostul liceu economic numărul 2, școala asta s-a mutat experimental de matematică la școala cu braț, la școala 51. Și dacă am întâlnit-o pe doamna Spulber, la ora dânsei, dacă nu știai, de 4 nu l-ai nici 4. Iar eu mi-am anunțat părinții în mod oficial că s-ar putea anul ăsta să... rămân repetent. Și tai că m-a început să râdă, s-a dus la școală, a luat legătura cu doamna de franceză, doamna de franceză cu doamna de matematică, dumne, vreau să-l mut, nu se mai poate. Dumne, dacă îl muta, se desfințează de clasă, că era la limită. Și a vorbit cu doamna de franceză, l-a liniștit și să vină la clasă, că îl fac eu să înveți. Și în fiecare oră de franceză mă scotea în față și mă punea să citesc. Era un râs în clasă, că eram afon. Și mă punea să scriu o propoziție cu subiect și predicat. Te rog să mă crezi la sfârșitul anului. Am știut de 5. Dar de 5 am știut, înțeleg? Da, da, da. Și de atunci o ții minte pe doamna de franceză, doamna Spulber. Iată că sunt oameni pe care ținem în minte toată viața. Și uite, îi pomenesc. Da. De câte ori am ocazia, dau câte așa mi se întâmplă și mie, apropo, dumneavoastră, vorbiți de profesoara de franceză, noi am prins în școală, așa am prins și limba rusă. Eu am fost printre cei care a făcut și rusă și engleză. Aici a fost un amestec foarte interesant și aveam o profesoară de rusă, țin minte și acum Dumnezeu să o odihnească, doamna Tudor o chema. O doamnă micuță de statură, dar numai prin simpla prezență când intra în clasă, dacă știai că n-ai învățat, era rușine și te băgai sub bancă, dar fără să spună nimic. Da. Culmea e că mie nu mi-a plăcut rusă, dar am ajuns să ajung la olimpiadă la limba rusă. Asta ține de educație. Da. Departe de, da. Apropo ține de oamenii de șapte ani de acasă și de oamenii care ne influențează într-un fel sau altul viitorul. Cum am ajuns la desen, la pictură, am mai întâlnit pe cineva, domnișoara Iancu Constanța, care indiferent de ce, dacă alți profesori se uitau în catalog și vedeau ce note ai și nu se dea niciodată 10, pentru că tu nu erai elev de 10 și dacă știai de 10 era un accident și... Da, da, da. A avut atâta încredere și atâta, poate și dragoste, încât mi-a insuflat microbul. Dânsa mi-a și propus să dau la Tonița pe vremea aia, însă părinții mei erau mai oameni mai pragmatici și mai de la țară și au zis că... trebuie să ai o meserie. Pe vremea aia cam așa era. Da, și așa a fost să fie. E bine, eu sunt mulțumit că s-a întâmplat și acum și satisfacțiile sunt mai mari, poate chiar. Uh-huh. Singura mea obligație e că trebuie să fac niște pași mai mari. Să vi asumați. Absolut. Îți dai seama că, da, să da. Vi asumați, de fapt. Și, să știi ceva, încerc să fac acești pași mari, încercând să stau lângă oameni mai bine pregătiți decât mine. Mă obligă mă obligă, dar nu numai că mă obligă, dar mă și
Vă împinge de la spate și vă face într-un fel sau să ridicați ștacheta. Mă face să mă concentrez, înțelegi? Să nu devin ușuratic. Când stau de vreo cu cineva, trebuie să mă concentrez, să nu greșesc gramatical, să nu cumva să spun vreo prostie. Da. Prefer să stau în expectativă și dacă sunt întrebat să răspund și să ascult ca un copil cu minte, ca un elev cu minte. Da. Apropo de aspectul acesta de a sta lângă oameni mai bine pregătiți, e o întrebare aici. Credeți că întotdeauna trebuie să stăm doar lângă oamenii pregătiți? Eu zic că ar trebui să învățăm de la toți. Și din stânga și din dreapta. Când îți place să acumulezi, să citești, ai o pasiune, dacă când pasiunea asta a cititului, pe care eu nu o am, sincer să fiu, și mie îmi place vizualul, îmi place atmosfera, trebuie să supinești cu ceva, înțelegi? Deci lipsa de cultură se vede de la o poștă. Te poate... cât de bun ai fi când deschizi gura și spui o prostie. Clar, e ca o palmă. Nu, dar de acolo de sus te răstogolești până jos și iar te chinuiești să urci acolo sus. Da. E foarte important. Așa e. Din punctul meu de vedere. Nu, dar întrebarea era, e normal să vrei să stai lângă oamenii care sunt mai bine pregătiți. Să știi că prietenii ți-i faci în funcție de cum te simți. Și nașul ți-l alegi, dacă ai ce să discuți cu el. Exact. Dacă nu, îl alegi pentru bani, o să-l vezi odată la nuntă sau la... Exact. Spumă, la revedere. Da. Care a fost prima expoziție și care a fost primul feedback pe care l-ați avut la prima expoziție? Prima expoziție m-a ajutat doamna Nicoleta Dandu cu domnul avocat Florescu. Mm-hmm. Mi-au organizat, mi-au ajutat să am o expoziție la Casa Radio, în aripa Temișan. Ei sunt două intrări. Unde trebuie să recunosc că prima mea apariție... stând și privind retrospectiv și depărând amintirile cu domnul Pantazi, erau niște imprimeuri. Aveam cu totul alte gusturi față de ce am acum. Însă s-a bucurat de succes. Adevărul e că gusturile nu se discută. De asta a spus că e o plajă atât de largă pentru fiecare și e loc de afirmare și... Fiecare vede altceva în aceeași lucrare. Depinde de pregătirea fiecare. Un matematician deslusește mai repede o pictură abstractă, minimalistă, ceva. Un om... depinde în ce mediu trăiești. Exact. Da. Depinde cum vezi lucrurile. Exact. Foarte clar. Matematicianul vede în profunzime lucruri pe care tu, un om simplu, poate nu le vezi. Exact. Da. Ține de... Asta a fost prima expoziție la Casa Radio. La Casa Radio, da. O expoziție de succes, din câte am înțeles. Care a fost următorul pas? Următorul pas, deci expoziția asta am avut înainte să-l cunosc pe domnul Pantazi. Oamenii ăștia mi-au călcat pragul și au zis: Paule, nu vrei să ai o expoziție? Și eu am zis: nu sunt atât de pretențios. Și totuși îți ofer ocazia asta. Și a fost o scânteie. Dar factorul hotărător și determinant a fost domnul Valeriu Pantazi. După ce am rămas fără servicii, l-am întâlnit pe omul ăsta. Având mai mult timp liber, am început să-mi cunosc și eu vecinii. Stăteam de 30 de ani pe aceeași. Și știați pe toți. Da, nici cel care... De multe ori ne salutam, dar nu știam de unde ne cunoaștem, știi? Da. Eu am obiceiul, l-am moștenit de la bunici, când trec pe stradă, să salut, când văd că e, chiar nu-ți răspunde odată, dar eu salut să nu... Din bun simț, cei 7 ani de acasă. Și ne-am salutat odată de 2 ori și mi-a zis: tu pictezi. Da. Îi spusese un vecin care vrea să ne facă cunoștință. Da, eu sunt Valeriu Pacal, pictor, așa. Te invit la mine, la te. Și m-a invitat la... Și eu l-am invitat la mine acasă, a fost reciproc. Eu vreau să spun că din acel moment ne-am văzut, ne vedeam și câte 2-3 ori pe zi. Adică când ai ceva în comun și un subiect de discuție... Și ai o afinitate cu persoana respectivă. Vreau să spun că mi-a fost ca un tată, ca un părinte, cel mai bun prieten, deși avea 70 ceva de ani, eu 50 atunci. Ciufut rău de tot, dar când i-ai ajuns la suflet... Nu-i mai scăpai. Deci el mi-a propus: Paule, încearcă, că mi se termina chestia aia când era în șomaj. Și vreau să mă angajez. Te mai găsisem, că nu e, dacă vrei să muncești, muncești, nu se pune problemă. Mai stai un an de zile, uite, eu îți dau să te achizi, cum zici tu, că era obsesia mea, să te achizi de responsabilitățile faci. Bani. Cum, domn, te rog eu frumos, Paule, ascultă-mă că... Și acum, de câte ori mă întâlnesc cu cineva, sfătuiesc, fă ceea ce îți place în viață. Chiar dacă la început e mai greu, cu cât e mai greu și construcția e mai trainică, cu atât e mai sănătoasă. Adică lucrurile astea, știi, nu poți să spui că ai noroc. Că și noroc, dacă știi și nu ești pregătit, nu știi să-l gestionezi, poate să te dărâme, imediat, mai rău poate să te... Așa e. Și uite așa, încet, încet,
alături de domnia sa, expoziții împreună, pe la Pitești, pe unde, am fost peste tot cu el, unde a avut o expoziție, îi datorez enorm. N-a fost perioada în care să nu mă... Paul, le facem împreună, Paul, le facem împreună. I-a făcut plăcere și mie mi-a făcut plăcere, da. A fost unul dintre cele mai importanți, importantă întâlnire din viața dumneavoastră. Exact, exact, exact. Cu alte cuvinte, poți să găsești un dascăl acolo unde nu te aștepți. Da, da, dar trebuie să fii deschis. Clar. Că oamenii nu înțeleg. Dom'le, orice lucru, oportunitate, nu se poate întâmpla decât într-o comuniune. Să fii deschis, să vorbești... poți să descoperi în discuția cu tine ceva care ne unește mai mult decât ne-a fi închipuit și cum să nu, sau să ne desparte. Exact. Acum depinde de educație. Depinde de educație, depinde și de liantul dintre cele două persoane până la urmă. Da. Mergând un pic acum cu discuția un pic mai departe, aș vrea să vă întreb așa. Considerați că pictura românească, acum, în momentul ăsta în care noi stăm de vorbă, este într-un trend ascendent? Da. Este, însă... Nu vorbim doar de... calitatea... Eu înțeleg, de promovarea, da. E, să știi că suntem nu mai suntem mai în relanti. Am băgat puțin întâi, înfrânat așa, dar ne mișcăm înainte. Dacă am fi lăsați fiecare să ne facem treaba la locul de muncă, vă asigur că lucrurile ar merge de la sine. Cine nu vă lasă? Și ce se întâmplă? Eu m-am rupt de tot ce e în jur. Nu mai mui la emisiune, îmi dau seama că fiecare își apără interesul. Încerc să-mi văd de drumul meu, e foarte important, de rostul meu. Deci dacă tu îți propui ceva și vrei să ajungi undeva, nu trebuie să te mai intereseze ce se întâmplă, poate unii mă judecă, însă trebuie să-ți vezi de rândul tău. Atunci când tragi linie, cum spuneam, să-ți dai seama că n-ai trăit degeaba și nu te împiedici de lucrurile astea mărunte, înțelegi? Fiecare are un interes, Până la urmă, politicianul... Exact, are interesul lui. Da, alegătorul interesului. Fiecare trebuie să facă cu profesionalism ceea ce face. Și conștient de valoarea pe care o are, ca să nu crezi pe stoc, cum era mai în comun. Da. Făceam, pătruce, da, să fie păstuna că n-ajuta cu nimic, da. La un moment dat se strângea stocul ăla și le topeau, că nu mai aveau. Nu mai aveau ce să facă cu ele. Da. Revenind la întrebare, pictura românească în momentul de față este într-un trend ascendent, să înțeleg. Da, cu siguranță. Da. Există în momentul de față oameni care vor să ducă mai departe arta asta? Da, în afară, vorbind sunt, în afară de dumneavoastră, te asigur că sunt oameni, dar au prioritățile lor, înțelegi? Nu suntem, totul se întâmplă la nivelul puterii economice a României, sincer răspund. În afară se întâmplă pentru că oamenii au alt standard, alte pretenții, alte posibilități. Uite o întrebare apropo de treaba asta. Și bănuiesc că ați fost noastră plecat prin diferite țări. Credeți că cei din alte țări, vorbind de Occident, sunt mai fericiți ca noi? Nu. Sunt total nefericit, te asigur eu, sunt mult mai reci. Bine, ține și de educație, poate să simt bine în lumea lor, înțelegi? Și, dar când vin aici, explodează. Da, de asta vă întreb, apropo de ce vorbeam adinauri. Mi se pare extraordinar. Sunt mai fericiți ei decât noi? Sau poate suntem că noi ei mai să... fericiți ca ei? Nu, depinde și de... Noi suntem latini. Depinde de construcția fiecărui. Avem de învățat unul de la altul. Experiența asta e extraordinară. Trebuie... Uniunea asta europeană ar trebui să constituie un schimb de valori. Înțeleg? Și să ne îmbogățească pe fiecare. Iată un adevăr. Da. Uniunea ar trebui să fie un schimb de valori. Da. Și este sau nu este? Pentru cine vrea este. Cine nu vrea, e problema. Da. Nu trebuie să de lucruri mărunte să ne... Știți care e problema? De multe ori ne punem bețelva de singur. Asta pe de o parte, dar știți care e problema? Că lucrurile alea mărunte, alea sunt alea care clădesc. Da. Pe zi ce trece. Alea mari sunt odată, au trecut nici și... Nici alea mărunte nu ar trebui să ne stea obstacol. Da, nici alea nu ar trebui să fie obstacol, dar alea sunt alea care ne clădesc. Așa este. Și atunci... De aici, poate, apropo de ce spuneam mai devreme, de interesele unora sau altora, poate acele lucruri mărunte care ar trebui să fie lucrurile de finețuri, apropo de artă, de pictură, ar trebui să fie mai importante decât măruntele celelalte, interesele personale meschine, hai să spunem financiare, hai să spunem politice. Astea financiare sunt, cum să spun, e ca apa. Da, clar, că dacă nu ai bani... Eu dacă... am o răspundere, o apăsare, nu pot să fiu, adică
să vină un client și să mă condiționeze sau să nu mă lase să mă exprim eu sau să-mi impună ceva. Îți dai seama că e destul de neplăcut. Să vină la tine emisiune și să nu-mi place subiectul ăsta. Facem, dacă vrei, nu am plecat. Înțeleg ce să zic. Deci trebuie să fii, să te simți bine ca la tine acasă. Da, păi asta este și ideea. Vi s-a impus vreodată într-o lucrare? Vi s-a impus să faceți un anumit lucru? Da, și am acceptat pentru că fiecare cu gusturile lui. Dar a venit și e momentul în care eu să-mi impun gustul, înțelegi? Da. Pentru că vine la brandul meu. Păi atunci e și mai bine. Dar asta se întâmplă în timp. În timp, după când un anumit... ai, cum să spun, siguranța asta și financiară și artistică. Și ai construcția în spate. Exact, și recunoaștere. Ai ceva în spate, cum zici tu, ai ceva în spate. Ai construcția și în spate. Și îți impui punctul de vedere. De asta zic că, de multe ori, un critic, cât de bun ai fi, dacă nu știi să susții lucrarea, poate să te facă praf. Da. Dacă n-ai argumente. Asta, treaba asta și asta cu... din răutate. De da, treaba asta cu critica este valabilă în orice, în orice domeniu al altei, indiferent că vorbim de pictură, vorbim de teatru, vorbim de film, vorbim de literatură. Da. Dacă apare un personaj, să nu-i spunem altfel, care din varii motive, din diferite motive, nu-i place fața mea sau fața dumneavoastră, nu-i place nu știu ce... E cu preconceput. Exact. Da. Omul ăla poate să distrugă o carieră. Da, de depinde pe ce teren. Deci dacă ești un om care știe ce vrea, hotărât, nu poate să-ți facă nimic. Ăla e un episod din viața ta. Da, e doar un episod. Dar pe de altă parte știți că mai e și partea aia, după cum latră câinii... Păi asta e la noi acum. E problema lor. Da, eu exact. Cum spuneam, eu îmi văd de drumul meu. Asta este foarte important. Da. Și cred că nimeni și nimic n-ar putea să mă... Așa este. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru minutele pe care le-am petrecut împreună. Iată, au trecut foarte repede. 25 de minute trec, din păcate, repede. Vreau să vă smulg o promisiune. La următorul vernisaj important, sau pe care îl considerați că este important, bineînțeles, să ne dați un semn de viață. Cu plăcere. Pot să spun pe acum că... Vă rog. Luna 7-a, între 1 și 17, la Cercul Militar, voi avea o lansare de album. Bucurie și plăcere e de partea mea să ne reîntâlnim. Cu mare drag, ținem cont și promitem că încercăm să facem tot posibilul să fim alături de dumneavoastră. Dacă nu, la atelier, iară cu plăcere. Nu trebuie să... Da. Ca și prieten te... Cu mare drag. Da. Dragi prieteni, iată, există pasiuni timpurii care devin profesii, care devin un brand, care devin un mod de, de a trăi, de a exista. Există acest... caz real pe care l-ați avut alături de mine în această seară în emisiune. Eu trebuie să-i mulțumesc domnului Paul Mecet. Mi-a făcut plăcere. Și sper că am legat o prietenie pe termen lung. Așa este. Da. Așa este. De obicei așa se întâmplă la emisiunea asta, legăm prietenii. Și vouă ați auzit, între 1 și 17 luna a 7-a acestui an, sunteți invitați la Casa Armatei, la o lansare interesantă. Iar noi ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci vă las cu pastila de poezie, o pastilă inedită din această seară. Sper să vă placă. La revedere! La revedere!